Bună ziua, dragilor, sunt Bianca Comănici și mă bucur să ne revedem la Culisele Iubirii. Invitata mea de astăzi este Lorena, cu care astăzi o să vorbim mai multe lucruri, pentru că cred eu că s-a întâmplat niște lucruri în viața ei și ar vrea să vorbească despre ele. Nu? Lorena, bună! Bună! Nu îmi face o deosebită plăcere să vorbesc despre asta, mai ales având în vedere ultima dată când am fost aici și astăzi cum sunt, dar consider că trebuie clarificat și la fel cum totul a început în văzul tuturor, la fel ar trebui să se desfășoare în continuare. Mulțumesc! Ești bine? Tot timpul cu un zâmbet pe buze, dar asta nu înseamnă că sunt bine. Încerc să-mi dau putere și forță așa, din puținul care mi-a rămas. Vreau să vorbim puțin, să spui ce s-a mai întâmplat în viața ta de când ai mai fost aici la noi în studio. Am fost împreună la Brașov, am fost împreună în Spania, dar vreau să ne spui tu, cum a fost toată această perioadă pentru tine? Da, mi-aduc aminte că ultima dată am vorbit despre acomodare, mi-era un pic greu să reiau totul de la capăt, de la zero, dar cum bine ai spus, am fost împreună la anumite evenimente, cei care ne urmăresc pe rețele de socializare știu exact despre ce este vorba și să spunem că pe plan profesional lucrurile au evoluat în comparație de data trecută și cam atât pe plan profesional. Asta e ceea ce schimbarea care a avut loc în viața mea până acum. A fost o perioadă grea pentru tine, ușoară? O perioadă grea, pentru că în general nu mi este ușor să trec prin schimbări. Am nevoie de o perioadă mai mare de adaptare. Dar se spune că atunci când lucrurile nu vin ușor, se duc la fel de ușor și mă mențin pozitivă cu gândul ăsta. Noi am primit pe rețelele de socializare un mesaj de la o susținătoare care ne-a întrebat dacă știm ceva despre voi, pentru că Laurențiu nu răspunde la niciun mesaj legat de tine. Aș vrea să ne povestești puțin care este situația actuală, ce s-a întâmplat între voi. Dacă ești pregătită să vorbești despre asta. Da. Nu știu dacă cineva ar fi pregătit să vorbească despre asta. Mă doare, încerc să nu plâng, m-am descărcat și înainte un pic, ca să pot să fac față interviului. Ce s-a întâmplat între noi? Ai spus, am și uitat întrebarea. Acum sunt. Da, din păcate și faptul că astăzi sunt aici singură și nu sunt alături de el, spune multe. În același mod vreau să spun că tot ce se întâmplă în online sunt și comentarii care vin de la sine, fără să se dea nimic de înțeles. Au fost comentarii cum că ai șters pozele cu el. Aha, ok. Da, cred că am citit și acest comentariu. Nu este vorba despre asta, pentru că noi niciodată nu am avut poze în mediul online împreună. Doar poze care dispăreau în 24 de ore. Nu am șters nimic în legătură cu el, dar este adevărat că relația noastră nu este ceea ce am arătat până acum. Nu mai este ceea ce a fost până acum. A fost bine o perioadă și apoi, sau și în acea perioadă ai simțit că cumva viitorul ar putea să fie nesigur. Erau neînțelegeri între voi? Da, nu știu. În mod general, viitorul nu poate să fie sigur niciodată. Nu știm ce se va întâmpla pe viitor. Însă aveam contraziceri, discuții în contradictoriu. Eu cel puțin mi-am dat seama că nu știu dacă eu sunt sau pot să fiu vreodată ceea ce el caută într-o relație și în același mod cred că nici el, sau cel puțin acum, nu este ceea ce îmi doream, ce visam, ce credeam. Se pare că faptul că ne-am cunoscut în Casa Iubirii, logic, nu a fost suficient ca să ne cunoaștem atât de bine și să ne dăm seama cât de compatibili suntem. Și cumva n-ați trecut peste acest test de afară? Nu, din păcate nu.
Din păcate nu, și fiecare își implementează anumite limite, anumite reguli în relații, iar eu știu foarte bine peste ceea ce nu pot să trec și nu voi trece chiar dacă sunt sentimente. Pentru că știu, simt că este mult mai bine așa, poate și pentru mine și pentru el și fiecare cu viața lui separat. Ai crezut vreodată că el este sufletul tău pereche? Da, m-am gândit de multe ori la asta. De aceea mi-am pus șervețele, pentru că știu că nu e într-o stare bună și din păcate numai tu ai puterea să poți să treci prin asta, pentru că doar tu știi ce este în sufletul tău. Da, îmi cer scuze. Nu ai de ce. Până la urmă sunt sentimentele tale, regretele. Ai crezut că o să fie sufletul tău pereche la un moment dat? Da, și am sperat, am luptat foarte mult pentru asta și știu că tot timpul am spus că încă o dată nu voi mai spune niciodată nu o să fac asta, pentru că nu poți să știi ce se întâmplă și eu vei face. Eu am spus tot timpul că atunci când există sentimente, niciodată nu voi. E ok, poți să... Am spus că atunci când există sentimente, niciodată nu voi lăsa ca relația sau nu voi accepta ca relația să se termine. Am spus-o de nenumărate ori în emisiune. Și din păcate a trebuit să fac asta, chiar dacă sunt sentimente, mă gândesc și la un viitor și cred că nu este ceea ce trebuie nici pentru mine, nici pentru el, și decât ca lucrurile să se termine mult mai rău, prefer să rămână așa. Și m-am gândit că este sufletul meu pereche de aici, a început tot. Scuze că nu ți-am răspuns la întrebare. În momentul în care eram ca doi copii prin casă, puteam să fim noi fără nicio grijă, fără nicio frică, nicio teamă, atunci da, credeam că suntem suflete pereche. În schimb, când aveam certuri, discuții în contradictorii atât de mari, știam că nu este ceea ce trebuie pentru mine și pentru nicio altă persoană. V-ați mutat împreună, v-ați despărțit. Întrebarea este cine a plecat, pentru că voi ați luat un apartament împreună. Da, am ajuns împreună. Nu știu cine a fost primul care a intrat în apartament, dar eu am fost cea care a ieșit prima. Am preferat să plec eu. Și când simt că un mediu nu este în totalitate ceea ce vreau, nu pot să rămân acolo. Și asta vorbind în general, nu doar în această relație. Așa că am decis că este mult mai bine așa. Să plec. Mi-am strâns lucrurile în câteva zile. Nu am putut să le iau în prima zi. Și am decis că asta trebuie să fac și am făcut. Cum a fost despărțirea de pisicuțe? A fost foarte dură. Foarte grea. Pentru că mă obișnuise cu ideea asta. Eram patru. Și am avut parte de multe prime lucruri pe care le-am făcut noi împreună. Și a fost greu, dar viața, dacă primești, înseamnă că poți să treci peste, altfel nu ai primi. Și cam asta ar fi rezultat. Doar neînțelegerile a fost motiv pentru care v-ați despărțit. Da, faptul că nu puteam niciodată să avem eu consider că atunci când există o problemă, cam atunci ar trebui rezolvată. Iar noi, din păcate, nu puteam să rezolvăm problemele pe loc. Multe neînțelegeri, multe discuții în contradictoriu din nou. Și știu că Laurențiu a spus că dacă nu este cum vrea el, se supără foarte tare. S-a supărat, Laurențiu? Da, aș putea să spun că este un pic vorba despre asta. El este o persoană care când există o problemă, el reacționează total diferit. Eu poate sunt mai calmă, mai tolerantă, așa din prima îmi place să fiu liniștită. El în schimb nu este așa.
și putem să spunem că ne complementăm. Ne completăm în punctul ăsta de vedere, dar sunt momente în care nu am cum să fac față și în situația de față nu am putut. Sunteți să prea ajung. Diferiți? Probabil da, probabil asta a fost problema. Diferiți, în anumite puncte suntem asemănători, ba de multe ori chiar îmi dădea putere să fac anumite lucruri, să mă motiveze, dar în alte puncte ale relației am fost prea diferit și nu aveam nici cum să trecem, să ajungem la un numitor comun și faptul că puneam lucrurile sub preș și spuneam ok, haide că trecem și peste asta pentru că avem sentimente, cred că ne-am făcut mai mult rău. Mai ai sentimente față de el? Da. Pentru că nu a fost o alegere făcută din lipsa sentimentelor. A fost o alegere pentru că atunci când sentimentele nu... Adică nu pot să mai aducă nimic bun, trece o limită pentru mine, ai trecută și nu ai cum să te mai întorci înapoi. Oricât de multe sentimente ar fi, trebuie să te gândești cu partea rațională, să lași sentimentele la o parte și să faci ceea ce este mai bine pentru tine. Te-a înșelat? Nu este vorba despre înșelăciune. În schimb, nu aș vrea să dezvolt prea mult, pentru că sunt lucruri personale, lucruri care chiar nu mi-ar plăcea să le vorbesc în mod public, pentru că, în primul rând, îmi fac rău mie. Și nu aș vrea să vorbesc despre asta, dar nu este vorba despre înșelăciune. Nu este vorba despre asta. Vreau să schimbăm puțin subiectul ca să te mai liniștești. Vreau să vorbim puțin despre foști concurenți din Casa Iubirii. Ai mai ținut legătura cu cineva din casă? Nu, sincer să fiu, nu am ținut legătura cu prea multe persoane. Cu Irina am mai vorbit un pic, Mihaela am felicitat-o când a câștigat. Dar în rest nu prea am. A fost Irina în București. Da. V-ați întâlnit? Din păcate nu am putut să ne întâlnim, în schimb am vorbit. Îți este dor de cineva din casă? Pot să spun de la Oriță, nu. Nu știu dacă mi este dor, nu m-am atașat atât de mult de fetele din casă încât să le simt lipsa acum în prezent. Dar cu siguranță dacă ar fi să se organizeze o întâlnire în care să fim invitați astăzi concurenții, aș spune că da. Dar dacă ai putea să te reîntorci în casă, acceptam? Nu aș mai face niciodată. De ce? Pentru mine nu a fost o experiență de mai plăcută, însă a fost o experiență din care am învățat, dar cred că și m-am convins că nu poți să cunoști în totalitate o persoană în emisiune. Ai șansa probabil să cunoști persoane la care nu te-ai fi gândit vreodată, dar nu cred că este calea corectă pentru mine să cunosc pe cineva așa în situația aceasta. Care este cea mai frumoasă amintire din Casa Iubirii? Amintirile mele frumoase în Casa Iubirii sunt toată lumea trebuie să știe sunt. Cele în care erai cu Laurențiu. A fost una care te-a marcat? Aș spune prima dată când am fost la interacțiunea noastră. Cred că atunci când ne-am întors, eu cel puțin am depășit un prag de... Am simțit mult mai liberă față de el, mult mai deschisă. Și să pot să exprim așa, puțin cât puteam eu, sentimentele mele. Și în mod general, nu știu, și ultimul nostru date la Brașov a fost cel definitiv, cel care ne-a făcut să ne apropiem mult mai mult și să ne dorim cu adevărat să fim împreună. Observ că ești o fire foarte... Ori ești o fire foarte sensibilă, ori ești foarte rănită. Și una și alta. Pentru că ai plâns destul de mult și în Casa Iubirii. A
fost, care este de fapt cea mai puțin frumoasă? Cea mai puțin frumoasă? Momentele în care eu am simțit că ceea ce, ce se aducea în discuție, în emisiune, erau pur și simplu pentru a îmi face rău. Discuții care deja se discutaseră în afară și care s-au adus în emisiune în afara oricărui context, pur și simplu s-au adus. Acele momente nu mi-au plăcut deloc și situația aceasta a făcut ca pentru mine Casa Iubirii să nu fi fost în totalitate o experiență frumoasă. Și îmi pare rău că spun asta. Probabil și acum vibrez într-o notă pozitivă și nu mai am puterea să văd pozitivul în situații. Dar așa. De ce te doare cel mai tare? Raportându-ne la ce simți, ce ai simțit în ultima perioadă. Care e durerea pe care o simți? Faptul că lucrurile între ei s-au terminat și s-au terminat așa. Nu mi-aș fi dorit niciodată să se termine. O să se termine așa. Și îmi pare rău că iubirea nu poate să treacă chiar peste tot. Chiar nu poate să treacă peste tot. Sau cel puțin nu ar trebui să treacă peste tot. Dacă ți-ar cere sau dacă ar fi să vă împăcați, să-ți ceară să vă împăcați. Da, m-am gândit și la varianta asta. Înainte de a lua decizia și să plec de acasă, m-am gândit dacă va părea rău și dacă după acest pas mi-aș dori să mă întorc înapoi. Dar cred că nu este ceea ce trebuie să fie. Și da, în adinsul meu mi-aș dori să-mi scrie, să mă sune, să-mi spună. Dar în același timp știu că nu poate să mai fie nimic. A existat un mesaj de adio? A fost un mesaj de adio când am fost să-mi iau ultimele lucruri care au rămas în apartament. A fost acel mesaj de adio, dar mi-aș fi dorit să fim capabili amândoi, nu doar el, să avem o ultimă discuție așa cum se cuvine. Din păcate nu am avut-o și cred că asta este cel mai dureros. Să știi că ai plecat și că să știi că este un punct final, dar să nu-l fi pus. Cred că asta mă face să fiu și atât de sensibil acum. Părinții tăi, mama ta, ce reacție a avut? Da, mamei mele nu am putut să-i spun în aceea zi când eu am luat decizia lucrul acesta. I-am spus după când m-am mai liniștit și am fost sigură de decizie, iar ea niciodată nu a vrut să intervină în relațiile mele sau în deciziile mele. Mi-a spus pur și simplu că trebuie să mă gândesc ce este mai bine pentru mine și să aleg asta. Crezi că este mai bine pentru tine? Da, acum că au trecut care câteva zile. Da, a trecut un pic mai mult de o săptămână, dar consider că în momentul acesta chiar nu mai este nimic de făcut. Cum am spus, când întreci anumite bariere, nu ai cum să te întorci înapoi, iar eu nu pot să accept să avem o viață în aceste limite care deja s-au trecut. Nu este bine. Înțeleg că există un motiv despre care nu vrei să vorbești. Da, un motiv care pentru mine este foarte important într-o relație și în viața de zi cu zi. Este foarte important și din păcate așa a fost să fie. Te-a cerut să nu pleci? Nu. Dar consider că te-a iubit? Da, am simțit asta. Și cu toate astea nu mai există cale de întoarcere. Nu. Poți să ștergi cu buretele? Să șterg cu buretele? Nu. Adică las totul într-un trecut. Probabil peste un timp o să-mi dau seama de ce ne-am cunoscut, ce am învățat din relația asta și atât. Dar ați mai vorbit? Sau când a fost ultima dată când ați vorbit? Când am plecat, când mi-am strâns toate lucrurile, prin mesajul de adio a fost ultima dată când am vorbit. Da. Robert și Adelina au avut un live împreună pe TikTok și a vorbit despre relația voastră.
inclusiv Robert a spus că e posibil să fi despărțit. Auzise acest zvon, dar nu știa, sigur. De ce crezi că intervine Robert? Nu știam despre asta, eu nu îi urmăresc pe rețele de socializare, mai puțin pe Robert, evident. Nu știu de ce a spus asta, nu ar vrea să intru în detalii despre el. Pentru mine, noi nu avem un subiect în comun. Probabil cum și eu mi-am dat cu părerea despre relația lui cu Mihaela, deși nu cred că am făcut atât de mult. A vrut să-și dea și el cu părerea, dar nu știu de unde până unde, sincer să fiu. Ce părere ai despre cei doi câștigători ai sezonului 2, Mihaela și Radu? Da, am fost întrebați foarte mult și eu și Laurențiu când în finalea se apropia. Cine ne-am fi dorit să câștige din casă și din partea amândurora au venit numele de Radu și Mihaela. M-am bucurat pentru ei. Radu și înainte de a intra în emisiune îmi părea foarte simpatic, foarte, nu știu, amuzant de la televizor, îmi plăcea personalitatea lui, iar Mihaela consider că a arătat foarte multe, s-a îndrăgostit, a suferit, s-a ridicat, am văzut un întreg proces al ei și cred că a meritat. Bianca și Ionut sunt acum împreună, s-au mutat și ei. Hai să le dai un sfat, având în vedere relația ta, dacă vrei, bineînțeles. Da, nu știu dacă aș avea un sfat, relația mea și relația lor, cred că nu au nimic în comun, doar că suntem o fată și un băiat care s-au îndrăgostit sau poate au sentimente, nu știu exact în ce punct sunt ei, dar, nu știu, cunoscând-o, știu că și Bianca este o persoană care are nevoie de lucruri noi tot timpul în relație, să nu intre în rutină, să încerce să nu intre în rutină și cam atât. Nu am un sfat să le dau. Să încerce să... Să facă cât mai multe lucruri... să facă cât mai multe lucruri diferite, să... Nu știu, să străiască în fiecare zi. Da. O să vedem. O să invităm și pe ei și să vedem în ce stadiu sunt. Ce planuri ai tu de viitor? Vă mutați împreună? Mm-hmm. Deci te-ai mutat în București? Da. Ai făcut pasul. Nu ai o altă variantă? Ce o să faci? Da, aș fi avut o altă variantă, aș fi putut să mă întorc acasă. Bineînțeles. Ne-a plecat Spania, dar în România... Da, în România... Este vrei să rămâi aici? Este o nouă provocare, îmi doresc să rămân. Vreau să văd ce pot să obțin eu singură din nou, începând de la zero, și de data aceasta chiar voi începe de la zero absolut singură, dar cred că sunt capabilă să fac, nu cred, sunt capabilă să fac asta și oricât de greu ar fi, o să merg înainte și o să-mi găsesc drumul meu cu siguranță, cel care trebuie. Te focusezi pe muncă? Da. Sau ai, știu eu, e ciudat să întreb, dar simt nevoia să ai pe altcineva sau să... Nu. Chiar nu. Acum am nevoie din nou să stau cu mine și să mă axez pe cariera mea, pe ceea ce va veni. Simt așa că o să fie lucruri pozitive și că în sfârșit o să văd rezultatele lucrurilor pe care eu mi le-am propus de foarte mult timp. Așa că o să merg așa în direcția aceasta și trece total pe ultimul loc faptul de a avea o nouă relație sau de a cunoaște pe cineva exclus. Lorena, crezi că ai putea să-i transmiți un mesaj lui Laurențiu? Este greu, ce e drept, dar pot să-i transmit un mesaj. Mi-aș dori să se prioritizeze, să se pună pe el pe primul loc, de acum încolo, cum voi face și eu, cred că este soluția. Să se analizeze și el, să-și dea seama ce este bine, ce este greșit, ce ar putea să schimbe și ce l-ar face să se simtă mai bine prin reacțiile și atitudinea lui. Să devină o variantă mai bună a lui pe zi ce trece. Și să
nu știu ce să-i mai spun, pur și simplu să evolueze frumos și să aibă grijă de atât. Ai un mesaj și pentru oamenii care te susțin și care te iubesc, pentru că ai primit sute de mesaje în această perioadă. Da, din păcate, nu tot timpul reușesc să răspund frumos. Pentru că sunt foarte multe comentarii care încep. Nu aș dori să-ți fac rău, dar știu că fac rău și scriu. Știu că nu o fac cu răutate, dar chiar mi-aș dori ca această perioadă să fie ceva mai personal, mai privat. Pentru că eu nu sunt bine și faptul că retrăiesc cu fiecare comentariu situația prin care am trecut nu mă ajută, dar le mulțumesc că sunt alături de mine, că au fost tot timpul, indiferent de situație, dar în același timp mi-aș dori să înțeleagă că nu sunt pregătită să vorbesc despre asta, nu am forțele necesare să vorbesc în fiecare zi și să le răspund, iar când eu voi fi pregătită să explic mai multe sau să le mulțumesc, pur și simplu o voi face. Atât. Înțeles. Olena, eu vreau să-ți mulțumesc că mi-ai acceptat invitația. Eu să fii puternică și să ai succes, să-ți meargă bine tot ce ți-ai propus să-ți iasă. Mulțumesc și îmi pare rău că a fost așa, dar din păcate iubirea înseamnă și suferință, da, și fericire, lacrimi. Aceasta a fost ediția de astăzi. Din păcate, asta înseamnă dragoste, cu tot. Nu o să vă întreb dacă v-a plăcut această ediție. Vreau să îmi scrieți în secțiunea de comentarii cum vi s-a părut ediția de astăzi. Iar eu vreau să vă mulțumesc că ne-ați urmărit. La revedere!